Senatorul social-democrat de Roman Dan Manuliu confirmă existența unor zvonuri referitoare la o potențială organizare la Roman a unei ședințe de guvern. Aceasta ar putea fi ținută în capitala Moldovei de Jos, Roman, ca urmare a insistențelor senatorilor PSD Vasile Toma de la Iași și Dragoș Bunea de la Bacău. Decizia ar trebui să se ia în cadrul Biroului Politic Național din cauza acuzațiilor ce au fost aduse de opoziție parlamentarilor puterii, care nu s-ar fi zbătut suficient la ședința comună a celor două camere ale Parlamentului de votare a bugetului pe 2017 pentru alocarea unor fonduri de dezvoltare a celor 6 județe din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Au fost niște discuții, dar confirmat efectiv nu este nimic. Doar dacă s-a stabilit ceva ieri în urma ședinței de comitet executiv la București, dar eu n-am apucat să vorbesc cu președintele și nu pot confirma. Și nu îmi place să confirm lucruri care nu le știu decât și eu din alte surse. Au fost ceva, au fost discuții pe tema asta, nu neapărat era la momentul respectiv Romanul, dar dacă e așa, probabil că un cuvânt greu de spus l-a avut președintele Ionel Arsenie. Dar de ce la Roman, de ce la Roman și un fief liberal? Pentru că nu neapărat e deci la Roman, pentru că e undeva la o distanță convenabilă pentru toată zona, adică ținând cont că până la Suceava 100 de kilometri, până la Bacău 60, până la Iași la fel 100, până la Vaslui 100, undeva în mijloc. Bun, și unde ați găsit o locație pentru... Nu, deci lăsați întâi să vedem dacă într-adevăr se va întâmpla lucrul acesta și după aceea vom discuta de locații și de celelalte. Județele din Moldova sunt cele care nu au primit niciun leu în bugetul anului 2017 pentru susținerea proiectelor comunităților. Dacă premierul Grindeanu va fi de acord să țină această ședință în fieful liberal de la Roman, ar veni și în sprijinul candidatului PSD la primăria locală, înscris în cursa electorală pentru fotoliul de edil șef al municipiului. La această ședință ar urma să participe toți parlamentarii din județele regiunii de dezvoltare Nord-Est, toți cei 6 președinți de consilii județene, precum și primarii marilor municipii.